Deficitul de forță de muncă este din ce în ce mai îngrijorător pentru companiile din întreaga lume. După perioada în care munca remote a fost la modă, acum păstrarea angajaților este una din provocările pe care trebuie să le depășească angajatorii. Adrian Obreja ne poate oferi mai multe detalii. Adrian, bună dimineața! Ce griji au antreprenorii? Bună dimineața, Iuliana. Da, companiile s-au adaptat ușor-ușor la noile condiții în contextul pandemiei, însă există o mulțime de alte provocări, iar în topul acestei liste se află păstrarea angajaților, lucru foarte greu de făcut într-o piață din ce în ce mai competitivă. Dacă vorbim de alte provocări, aici putem să ne referim la recrutarea angajaților și capacitățile și competențele pe care aceștia le au și crearea unui mediu de lucru cât mai plăcut. Cât despre măsurile pe care angajatorii le iau pentru a trece peste toate aceste provocări, unii dintre ei au apelat la beneficii intangibile, cum ar fi crearea unui program de muncă flexibil, iar alții la beneficiile clasice, majorarea salariilor și oferirea de timp liber cât mai mult. Cu toate că sunt provocări foarte multe, cei mai mulți dintre angajatori, dintre antreprenori, susțin că viitorul an va fi unul mult mai bun, în speranța că o bună parte dintre restricții vor fi eliminate. Iuliana? Adrian, îți mulțumim pentru informații.